Acum, într-un anumit punct de vedere, acești hoți, cum îi numești tu, jefuitori, au și dreptate în felul lor, că statul le-a promis niște bani, nu? Dar întrebarea rămâne totuși, cetățenii și operatorii economici din România, lor cine le dă banii pe care i-au plătit în plus pe facturile acelea umflate? Și vorbesc în primul rând de firmele din România. Asta dacă era acum la pușcherie. Dar nu, noi dacă avem ăștia erau statul, la pușcherie, nu mai cereau niciun bani. Laurențiu, noi avem o problemă cu instituțiile statului român care n-au fost în stare să monitorizeze de la început acest proces de așa zisă liberalizare, care au lăsat acest jaf pe întreaga piață. Și nu vorbim doar de furnizori, nu uita de transportatorii de energie, nu uita de Opcom, de acea piață bursieră unde se tranzacționează energia și unde nu sunt numai companiile române, sunt tot felul de companii străine, băieți deștepți care cumpără ieftin energie și o revând scump. Unde sunt instituțiile statului? Că dacă vorbim de pușcărie sau vorbim de o răspundere, nu neapărat de pușcărie, de o răspundere, da? N-ar trebui să începem cu ANRE-ul și cu toate celelalte instituții din România care ar trebui să verifice tot ceea ce s-a întâmplat pe piața de energie? Sigur că da, ei acum vin și spun și o să și ia banii de la stat, care de fapt sunt banii noștri. O să și ia acești bani, pentru că i-au lăsat instituțiile statului. Dar operatorii economici din România și cetățenii nu o să-și mai recupereze banii niciodată. Și toate creșterile de prețuri în lanț care s-au produs, toate firmele care au falimentat și industrii întregi care sunt în pragul falimentului, nu vor fi ajutate cu bani.